Bună seara tuturor! Încercăm să facem o etalare rapidă pentru cei născuți în zodia peștilor, etalare de dragoste, voi și partenerul, partenera voastră. Și încercăm să mă reconectez sau să mă conectez la energia din această perioadă. Nu știu dacă voi reuși să salvez înregistrarea cealaltă, dar măcar să avem o etalare de dragoste pentru voi. Să aflăm cum sunteți voi văzuți de partenerul, partenera voastră veche, nouă, rămâne să cam sărit cărțile. Unii dintre voi încheiați o relație într-un mod neașteptat cu ori cu un berbec, ori cu cineva în semn de foc sau semn de aer, o persoană care s-a purtat destul de rece cu voi. Ia să vedem a doua carte. Încă o carte, te rog frumos, pentru pești. Soarele lună Venus. Uf, soarele lună Venus. Uf, frumos. Foarte frumos, 2 de 4 și un 7. Ok. Iată, și la capătul acestui set de cărți aveți asul de spade, ceea ce pentru mine înseamnă adevăr, înseamnă un început în lumină, în adevăr, în dreptate. Dacă veți începe ceva, o nouă relație, pentru unii dintre voi sigur e o nouă relație, la distanță. Fantastic și vă doresc răbdare, pentru că merită răbdarea. O relație nouă, în adevăr, cu cineva la distanță, poate un semn de foc, peste o apă, mai mult sau mai puțin, dar trebuie să aveți răbdare. Aici sunteți voi, semnul peștilor, trebuie să aveți un pic de răbdare să vă vindecați, pentru că această persoană vă împlinește toate dorințele. Steaua. Un mesaj pentru unii dintre voi, da? Hai să vedem cum sunteți voi văzuți în această relație. Simt că e o vibrație nouă. În cealaltă citire am simțit o vibrație veche a unei relații care stătea să se destrame. Sper să reușesc să o salvez, dacă nu o să o fac doar audio. Carte, cum sunteți voi văzuți de către această persoană? Deci, soarele lună Venus, ascendent în pești, dragoste. Aprilie 2019. Ia, uite ce frumos, frumos. Stai. Și tu. Da. Și iar, semnul vostru. Posibil aveți a face ori cu un semn de aer, da? Ori cu o persoană care se manifestă ca un individ foarte drept, corect. Și mă bucură să simt vibrația asta în preajma voastră, pentru că știu că în ultima vreme a stat într-o energie toxică. Dar să vă arăt că vă apare de două ori, trebuie să vă vindecați. Patru de spade, trebuie să vă vindecați, pentru că sunteți după o perioadă de confuzii, da? Cineva a fost distant și nu v-a hrănit emoțional, dar voi, regele de cupe și regele de spade. În fine. Deci, cum văd cărțile? Ce aveți? Cum sunteți văzuți? 7 de monede, 4 de spade și 4 de băte, ceea ce e foarte frumos. Cum îi vedeți? Cum îi vedeți? Cavalerul de monede, 8 de băte și cavalerul de băte. Deci, cum sunteți văzuți? Vă vindecați, 4 de spade, vă vindecați și v-am arătat mai devreme că a apărut de două ori. Da? A apărut aici. După o perioadă de confuzii, da? După o relație care nu a mers bine, după o situație de boală, poate să fie boală emoțională, pentru că voi aveți nevoie de căldură, de dragoste, de emoție și cineva s-a purtat foarte rece cu voi. Și sunteți văzuți ca
încă într-o perioadă de convalescență, emoțional vorbind, poate fi o convalescență emoțională. Aveți nevoie să înțelegeți de ce ați trecut prin această durere, acest trei de spade, și după ce veți înțelege, vă veți ridica, veți manifesta această sabie a dreptății în relația cu, în această nouă relație, simt că e o nouă relație cu cineva. Pentru că în trecut ați investit foarte mult într-o relație cu un semn de pământ sau cu o persoană foarte încăpățânată care nu a vrut să investească la fel de mult în relație cum ați vrut voi. Am senzația că a apărut și în cealaltă citire, 7 de monede. Dar să nu greșesc, oricum. Ați obosit. Această investiție emoțională, da, din trecut v-a obosit. Și a trebuit să puneți capăt, să nu mai munciți, să nu vă mai implicați în această relație, eventual ați rupt această relație și vă vindecați. Și vă doresc succes, convalescență rapidă, sau, refacere rapidă, și convalescență scurtă, dacă s-ar putea, dar nu vă grăbiți, luați-vă timpul de care aveți nevoie ca să vă vindecați, pentru că ce vă așteaptă? Vă așteaptă o mare bucurie, 4 de bâte. Ori spre sfârșitul lui aprilie, că avem 4, aveți o conexiune foarte profundă cu unii dintre voi, sufletul vostru geamăn, avem Twin Flame aici, 11-11. Ori dacă nu, vă întâlniți cu un suflet pereche care va aduce o mare bucurie și începeți să puneți bazele unei relații de lungă durată și o relație bazată pe pasiune, pe bucurie, pe energie pozitivă. Și repet, pentru mine această energie mă duce, pentru că văd dovleacul și strugurii, mă duce până înspre august, septembrie, chiar octombrie. Poate atunci chiar începe să manifestați această bucurie. Acum puneți bazele. Și așa sunteți văzuți, sunteți văzuți că vă vindecați. Da? Și probabil mai spre sfârșitul lunii vă începeți să comunicați, să luați această sabie a dreptății, dar să comunicați cu această, simt că e o nouă persoană, da? Și să manifestați bazele unei relații de lungă durată și o relație foarte frumoasă. Doamne ajută! Cum îi vedeți voi pe ei, Cavalerul de Monede? Îi vedeți ca niște oameni foarte meticuloși, corecți, stabili, care avansează poate încet în viața voastră, dar sigur. Probabil că nu unii dintre voi îi cunoașteți mai de mult și au revenit în viața voastră tocmai acum, când vă vindecați. Și nu e întâmplare această revenire. Dacă nu, dacă e o persoană nouă, poate să fie semn de pământ, fecioară, taur sau capricorn. Nu știu ce mi-a venit scorpion în minte. Poate unii aveți de-a face cu un scorpion care vă ia ușor, vă lasă timp de vindecare și nu intră prea rapid în viața voastră, deși la un moment dat vor exista niște mesaje. Poate unii dintre voi veți dori să călătoriți mai aproape de ei. Rămâne de văzut dacă va reuși această călătorie. Oricum, comunicați. 8 de bâte este o comunicare rapidă, reciprocă și cum îi vedeți, vedeți că vă răspund la mesaje, ceea ce am senzația că persoana cealaltă, pentru unii dintre voi, evident, nu pentru toată lumea, nu vă răspundea la mesaje, vă acordă atenție și nu doar atât. Cum îi vedeți? Îi vedeți ca o persoană foarte pasională, aptă să călătorească până la capătul lumii pentru idealul lor. După cum vedeți, ei au 2 cavaleri, sunt niște oameni de acțiune, dar e interesant, acest om foarte aventuros, poate să fie și un om foarte stabil. Și îmi place când îi văd împreună. Este în felul în care îi vedeți voi pe ei. Îi vedeți aventuroși, pasionali, plini de foc, de inițiativă, dar într-un domeniu, poate într-un domeniu creativ. Rămâne de văzut, poate în relația cu voi, într-un fel sau altul, dar pe de altă parte au și o doză de stabilitate, de echilibru, de
sunt pământeni, gândesc și practic, știu cum să facă bani, știu cum să vă susțină într-un fel sau altul, măcar cu o vorbă bună. Să aleg o carte din seria oracolelor, un sfat pentru peștișori, Soare, Lună, Venus, deja a venit. School! Interesant. Poate unii dintre voi mergeți la un curs. Dacă nu, vi se sugerează, mai ales în această perioadă de refacere, să nu stați să vă gândiți la trecutul care v-a obosit, ci să investiți în dezvoltarea voastră personală. Este foarte, foarte important să știți că răspunsurile pe care le găsiți, le găsiți în voi și ca să le găsiți în voi, trebuie să vă dezvoltați, evident, să vă educați în noi domenii, că e artă, că e psihologie, că e un domeniu tehnic, nu contează. Școala, educația este foarte importantă. Eventual, pentru unii dintre voi, simt că e valabilă și ideea de a vă educa gândurile, dar mai ales în această perioadă de vindecare. Sper că mă auziți, nu pot să țip tot timpul sau să vorbesc tare, uneori trebuie să vorbesc încet, dar în această perioadă de vindecare trebuie să vă educați gândurile, da? Ca să puteți manifesta acest nou început, da? Asul, da? Nou început cu o persoană în semnul focului, săgetător, leu, poate berbeș pentru unii dintre voi, dar simt că e mai mult leu sau săgetător. Ok. Ce aveți aici? Aveți builder, vă construiți foarte frumos. Deci aceste cărți de oracole susțin ideea reconstruirii voastre. Și dacă aveți și 7 de monede, poate unii dintre voi sunteți văzuți ca implicându-vă activ în reconstrucția voastră financiară, în stabilitatea voastră financiară, ceea ce e foarte important. Foarte important. Și muncind din grădină, punând bani deoparte pentru planurile voastre de viitor, vă vindecați. Și în timpul liber, vă contactați și îngerul păzitor, vă conectați la spiritualitate, poate țineți post, poate mergeți la mănăstire și vă vindecați pentru că vă așteaptă un viitor frumos. Simt că e o persoană nouă care va aduce această energie, da? Plină de optimism, o persoană aventuroasă care vă poate duce până la capătul lumii undeva, poate vedeți piramidele, poate vedeți cine știe ce tărâmuri împreună, doar au răbdare, da? Cavalerul de monede are multă răbdare și vă lasă să vă reconstruiți, da? S-ar putea ei să aibă, să fie, ia uite ce frumos, să fie profesorii voștri spirituali, să fie o persoană de autoritate, dar tocmai pentru că sunt atât de înțelepți, vă lasă timp să vă vindecați. Acum, rapid, aș vrea să iau și un sfat pentru voi. Sau hai să luăm două cărți. Unul pentru voi, unul pentru ei, da? Două cărți, vă frumos. Dacă nu, o să le aleg eu. Cine a pregătit? Să pun ochelarii. Pentru voi. Love is all around you. Ce frumos, mai ales pentru cei care vă vindecați după o mare dezamăgire. Nu uitați că dragostea este în jurul vostru. Iar pentru ei, embrace your emotions. Ei probabil că trebuie, pentru că au monede, au băte, trebuie să aibă încredere în emoțiile pe care le simt față de voi. Cu siguranță le transmiteți multe emoții. Și sfatul este pentru ei să puteți să schimbați rolurile, evident, dar sfatul pentru această persoană este să îngăduie
ca sentimentele să iasă la suprafață, să le accepte ca fiind reale, adevărate, da? Adevărate, și să iasă la suprafață, eventual să le comunice, da? Că tot aveți 8 de bâte. Să aibă încredere, să îmbrățișeze aceste emoții pe care le simt în preajma voastră, iar voi aveți dragostea, este peste tot în jurul vostru. Doar trebuie să vă conectați la acest înger, la spiritualitate, la sinele vostru superior și să înțelegeți că nu aveți de ce să suferiți. Dacă trecutul a fost cum a fost o lecție karmică, o lecție de învățat, trebuie mers mai departe, că dacă o persoană nu v-a acordat iubirea pe care o meritați, aprecierea pe care o meritați, asta nu înseamnă că nu sunteți înconjurați de dragoste și mai ales de îngeri, de dragostea divină, care de fapt este cea care e la baza creației noastre. Poate pentru unii dintre voi aveți 16 și 18, astăzi nu știu exact ce